Pe doamna Mărica Popa, fiica lui Radu Gir, și pe domnul Dinu Popa, soțul Denisei. Tu ca până și mă doresc. Deci, prescurtarea de la Demostenia. Popa Demostenia. Popa Demostenia. Pentru mine a fost o surpriză și o surpriză deosebită. N-am întâlnit-o până acum. Până acum, recunosc, m-am întâlnit de mai multe ori cu Nălica Vulcănescu, fiica lui Mircea Vulcănescu, o doamnă distinsă, care ne-a vorbit despre tatăl Dânsei, dar niciodată n-am cunoscut-o personal. Doamna Nălica Vulcănescu locuiește în București, doamna Sandra Vulcănescu locuiește la Paris, fiica cea mare a lui Mircea Vulcănescu. Mulțumim pentru prezență și acum ar fi, cred că cel mai frumos să începem această seară ascultând poezia acestor poezi creștini, poezia Mărisorilor, în interpretarea doamnei Maria Luai. Sunt foarte onorată, emoționată, se vede, nu trebuie să mai spun, și fericită că suntem în seara asta împreună. Întâlnirea cu poezia după gratii înseamnă, de fapt, întâlnirea cu suferința neamului nostru. Și cred că este foarte nimerit în această perioadă a postului mare să ne gândim la ei, să ne aducem aminte de ei. Pentru că este extraordinar ce ne-au lăsat nouă. În primul rând, această poezie care este un fenomen unic în lume, ca dimensiune și ca valoare literară. Pentru că foarte mulți au scris poezie. Eu am ales câte una din câțiva dintre ei și îmi cer iertare pentru ceilalți, pentru că sunt foarte mulți care merită să fie amintiți și merită să le citim poeziile, să le recităm, să ne gândim la ei și să le mulțumim. De fapt, este o comoară literară pe care, din păcate, nu o apreciem așa cum ar trebui. După părerea mea, și în școli ar trebui învățate poeziile acestea. Pentru început, m-am gândit la Sergiu Mândinescu și am ales poezia care se numește Amin. Sunt pe diverse teme. Asta este o poezie care arată dimensiunea suferinței lor. Pentru că a fost suferință, a fost credință, multă credință, credința i-a salvat. A fost înțelegere, a fost iertare. Am ales de Mostenean Rădescu, o poezie care se numește Încheiere. De fapt, o să ajungem la fiecare din ele. Aș începe cu această poezie, Amin, se numește, a lui Sergiu Mândinescu, care a fost arestat pe vremea când era elev, a făcut 14 ani de detenție, a trecut prin fenomenul Pitești și poezia se referă la această cumplită închisoare care a fost cunoscută ca reeducarea de la Pitești. Da. Era o noapte jefuită de stele. La fereastra nădejdii, zăbrele. La ușa salvării, lacăte. Iar frunțile noastre, palide, în noptaseră toate, când în mijlocul nostru a izbucnit ca o flacără neagră ura, focul ei a topit într-o clipă gând, suflet, aripă, toate din tot. Și n-a mai rămas decât zgura. Baroase cumplite, sparse rătăcerea în cioburi de râgnete mari cât durerea,
Țăndări din sufletele noastre au ajuns până la cer. Martirii ardeau pe ruguri de ger. Atât de cumplite au fost suferințele că mulți dintre noi, în noaptea aceea, și-au pierdut mințile, iar rații și-au pierdut veșnicia. Din cei ce au trecut pe acolo, numai morții vorbesc. Asemenea lui, așiși de reație, iată de pildă eu, umblu, vorbesc, dar viața mea nu-i prietenă decât o moarte vie. Doamne, iată-mă acum, la ceasul comorilor, îmbrățișându-mi durerea sub lespezi de patim și chin. Aștept învierea, aștept Arhanghelul Zorilor, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Noapte, Iisus mi-a intrat în celulă, ce înalt și ce trist părea Crist. Luna venea după el în celulă și îl făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau gri pe morminte, ochii adânci ca niște păduri. Luna îl bătea cu argint veșminte, argintându-i pe mâini vechi spărturi. Uimit, am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne? Din ce veac? Iisus a dus plin un deget la gură și mi-a făcut semn să tac. S-a așezat lângă mine pe rogojină. Pune-mi pe rând mâna ta. Pe glezne avea urme de cuie și rugină. Parcă purtase lanțuri cândva, oftând și-a întins ruditele oase pe rogojina mea cu lipărci. Luna lumina, dar zăbrelele groase lungeau pe zăpada lui vărci. Părea celula munte, părea căpățâna și mișunau păduc și guzgan. Am simțit cum cade tâmpla pe mână și am adormit 1000 de ani. Când m-am deșteptat din afunda genună, miroseau paiele la trandafirii. Eram în celulă și era lună. Numai Iisus nu era nicăieri. Am întins brațele, nimeni în tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns. Doar razele rece ascuțite în unghiere cu sulița lor m-au străpuns. Unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele. Din lună venea fum de cățun, m-am pipăit și
pe mâinile mele am găsit urmele cuielor lui. Sigur, l-ați recunoscut. Este vorba de Radu Gil. Este un mare, mare, mare scriitor. Sunt nenumărate poeziile lui pe diverse teme. Am ales tema credinței pentru că unele poezii chiar sunt dureros să le spui în biserică. Va mai fi totuși, cred, o poezie de la Rugir. Acum să mergem mai departe. Țara arde de morminte cum arde cerul de făclii. Ascunse în lut ca o pomoară, morminte vechi, morminte noi, de li se pierde urma în țară, vor regăsim mereu în noi. De li s-au smuls și flori, și cruce, și dacă locul nu îl știi, tot gândul nostru el va duce în genunchieri de heruvii, morți sfinți în teme și frigoane, morți sfinți în lupte și furtune, noi ne-am făcut din voi icoane și vă purtăm pe frunți cu luni. Nu plângem lacrimă de sânge, ci ne mândrim cu atât erou. Nu. Neamul nostru nu vă plânge, ci se cuminecă prin voi. Dar câteva cuvinte aș vrea să spun despre poezia care s-a născut cu fotografie. Scriitorul Ioan de Sârbu ne spunea la un moment dat că a făcut mulți ani de închisoare. Spunea că în pușcărie clipele treceau foarte greu. Zilele, lunile și anii fugeau. Dar clipa era foarte dureroasă, ca să zic așa, fricerea timpului. Sufereau de foame, sufereau de fric. Nu aveau de singur voie să aibă hârtie sau creion și atunci încercau să-și să evadeze puțin din acest cotidian. Trăiau cu tineta în celulă, era un miros îngrozitor, îngrozitor. Uneori erau mai puțin în celulă, dar la Jilava s-a întâmplat să fie câte 300, peste 300, uneori 400 de oameni în celulă. Se spunea că dacă intra o muscă înăuntru, cădea imediat, pentru că nu avea oxigen. Și atunci s-a evit această necesitate extraordinară, această foame de poezie, de spiritualitate, ca să poată supraviețui, să poată contrabalansa într-un fel acestei mizerii pe care nu aveau cum să o înlăture. Acum se punea problema ca să scrie în închisoare neavând, dacă aveai un petic de hârtie și erai prins sau de riscai zile bune de izolare. Și atunci, de obicei, scriau fie pe gamelă și pe gamelă puțeau puțin praf sau dacă era DDT, îi se dădea și cu un fir de ac confecționat dintr-o sârmă găsită pe undeva, adică era ascuns bine în zeghea celulei, ca să scoată, pe aia putea să scrie.
cel care scria pe poezia avea întotdeauna 2-3 deținuți lângă el care încercau să o memoreze imediat. Fiecare câte o strofă, 2-3 se împărțeau, pentru că în felul ăsta poezia devenea vie și se transmitea mai departe. Alteori, pe talpa bocancului, de exemplu, puneau la fel de text și scriau. Asta avea avantajul și talpa bocancului și gamela, că dacă cumva venea gardianul, care de multe ori purta pâslar peste cizme ca să nu fie auzit când vine în control, și vedea scrin ceva, riscau celula de pedeapsă. Altori scriau pe pereții închisorilor, în așa fel, cât de-abia să fie observată poezia, dacă te uitai foarte atent, dar să nu fie observată de cel de gardian de la reintrat și nu se uita atent. Și poezia aceea, de multe ori, oamenii în celulă se schimbau, veneau alții și atunci pentru ei era un privilegiu să poată descoperi o poezie, să poată descoperi câteva momente de îmbărbătare și să-și îmbunătățească starea de cetățească. Important era, de asemenea, bagajul de cunoștințe cu care cineva venea în închisoare. Nicolae Steinhardt mărturisea că în momentul când a ajuns prima dată la Jilava și deținuții au aflat că el, fiind literar și scriitor, știa că din afară Luceafărul și scrisorile lui Eminescu și câteva poezii de Coșbuc, spunea că a fost dintr-o dată, regimul lui s-a îmbunătățit extraordinar de bine, că era o foame de poezie extraordinară, pentru că era atât de plăcută învățarea unei poezii, că trecea timpul mult mai ușor, că timpul trecea foarte greu, așa cum am spus. Și această delectare îi ajuta să-și ridice moralul să le lecteze. În plus, poezia nu era receptată cum era receptată acasă. Dar noi citim chiar acum o poezie de închisoare, nici vorba să simțim ce simțeau ei în închisoare. Era ceva cu totul diferit, pentru că atunci se trăia cu toți sporii, era o trăire extraordinară. Dai poezia, era o comuniune și o bucurie să pot spune altora această poezie. Unii, de exemplu, ajunseseră, a fost reținut din Moldova, în care vreau că noi rețin numele, care a învățat peste 200 de poezii de la Rangel, a fost doamna Bunia. Caraza, nu? Ce? Caraza. Se poate și Caraza. Nu, Caraza povestește el. Și Caraza ăștia, erau mai mulți ca ăștia. De la Bun, din Ionul, când a ajuns, se elibera mai devreme, că avea pedeapsă mai mică, și ca să nu le uită, pentru că cei care țineau arhiva, se antrenau zilnic, le spuneau zilnic ca să nu le uite. Era o bibliotecă vie. Bibliotecă la care se mai adăuga alte poezii și trebuia să le claseze, vă dați seama ce, să ținite 200 de poezii pe de rost. Și el le-a scris atunci când a ieșit în libertate, pentru că nemai având reținut de închisoare, era pericol să le uite, că veneau treburile zilnice. Și ea, din păcate, a venit securitatea peste ele, au descoperit poeziile și au mai dat de 5 ani cu toată bunăvoința să mai vezi și alte poezii, probabil. Am citit undeva că Sfinția sa Bartolomeu Anania a scris o poezie de 10.000 de versuri în închisoare și a memorat-o ca să o scoată afară, adică a ținut-o. Desigur, pe lângă poezie se țineau conferințe când se putea. Totul era ascuns, totul era, nu era la vedere, că nu era noi. Se conferențea, se transmitea prin morse, erau deveniți niște specialiști prin bătăilor ca lui Fer s-au auzit. Chiar și acum a fost și desigur politici, dar voi imediat, în fapt, morse contextate extraordinar. Când unul merge vizită la celălalt, nu sună la sunerie, poate nu știu. Și știu cine a venit, s-au spus domnule Bostenea Donescu, la un moment dat, era în tramvai, cu aglomerație multă, era pe gânduri, și cu inelul, când avea verighet, a bătut în țeava de care se ținea, a bătut ceva, un vers sau ceva. Și a răspuns altcineva, era alt fost de ținut politic. A fost în închisoare și un mare fizician, domnul George Mandu, care a fost... A lucrat cu soții Curie la Paris și deși avea o notorietate ca fizician și acum ceea ce a lucrat el la Paris este luat în considerare. Și el, din păcate, a venit în țară și a ajuns la închisoare. Și el a inventat morse pe sfoară sau pe alții. Îi rupeau din cuvertura aia, din fir de alții.
Și făceau un not punctul, două noduri linia, două noduri apropiate linia. Și în felul ăsta, cu un fir de ață, care era de un metru, să zic, ei puteau înregistra câteva poezii și care era unul de motor mic care puteau ascunde cu juriță și care putea circula de la unul la altul. Acum l-am întrebat pe Demosthene, domnul Demosthene Andronescu, cam cât doacă el și-a scris și-a desfăcut un pulover și și-a imprimat poeziile în firele pulovărului și le-a croșetat la loc pulovărul. Și atât, dar cât vă lua ca să scrieți o poezie? Păi zice, cam o noapte întreagă. Vă dați seama că nu era ușor, dar timp avea, o slavă Domnului, avea suficient timp. Însă nu numai el s-a oprit. Domnul George Manu avea o cultură extraordinară și o memorie formidabilă. Și le-a scris pe fir de ață, a avut răbdarea să scrie istoria Angliei. A scris atunci, era început războiul cu Coreea. Și deținuții nu știau, domnule, ce-i Coreea? Unde e? Le-a scris geografia Coreei, istoria Coreei, le-a scris pe fir de ață. Stătea în loc, în șir și le scria, pus se mai țineau conferințe, cursuri de știință, fiecare specialitatea lui. Unii dintre foștii de Iisus au spus că aceste poezii, alături de rugăciune, i-au ajutat cel mai mult să supraviețuiască. Aceste poezii au ajuns și în închisoare. Probabil unii se liberau, se învățau, se transmiteau mai departe. Încât a fost pentru ei un miracol care, din câte am înțeles, nu s-a întâmplat în altă parte în lume. Nu știu cum, din ce motiv. Se pare că vorba română e născut poet, are ceva adevăr în ea. Cam atât am putut să vă spun. Dacă aveți întrebări, puteți să vă puneți. Este domnul Demosthene, 12 ani, tatăl meu, 16 ani și așa mai departe. Mulți ani. Radu Gil, 20 de ani. Sigur că ne-ați spus o parte din primul rând, cu credința tare că nu este vinovat. Asta ne-a spus că l-a susținut ceva mai mult. Nici o clipă și-a prezuit atitudinea partea de și tot știa că nu este vinovat. Și la al doilea rând, cu convingerea că foarte curând va fi eliberat. A avut de altfel un coleg de celulă, memoria mea este foarte slabă, a fost șeful radioului de la respectivă și care era un om foarte optimist și el avea o vorbă, întotdeauna spunea două secunde eliberat. O spunea de ani de zile și el spunea mei, au trecut atâtea două săptămâni. Și uite, nu ne-am eliberat, măi, nu-mi schimb părerea, ți-o vreau să fiu mai rău. Dar eu am spus, și dacă vreau, după primele două săptămâni, s-a eliberat. În 16 și se poate eliberat. Eu mai ținut foarte mult, tatăl meu a fost psiholog și pentru dânsul a fost o experiență extraordinară. De a sta de vorbă cu, fără mască, ca să spun așa, pentru că în momentul când stai cu cineva început, nu mai e ce povesti la omul meu, spuneam, se cunoșteau atât de bine, ce rău. Devenea aproape o pedeapsă faptul că nu avea noutăți, că să ne vedeți. O credință, cred că nu este cu credință în Dumnezeu, de cred că nu există deținut politic care să nu fi crezut. Chiar dacă a fost ateu când a intrat, nu cred că a fost să nu a reușit fără să creadă în Dumnezeu. De altfel, este cunoscut faptul că nu există niciun act de răzbunare din partea unui fost deținut. Nici o intenție din partea asta. Am luat multe interviuri, m-am preocupat în această zonă de creție, afectat cu familie. Cea mai grea pedeapsă care spunea ceasul, nu măcar o noapte să nu doarmă și ei, să... cam la atât se ridica duritatea și asprimea pedepsei celorlalți. El a luat, tatăl meu a luat-o, n-am vrea de multe ori, asta a fost viața mea, asta a fost, m-am bucurat că am trăit foarte bine, când am avut burse, când am fost apreciat, am suportat. Și aceasta, este deal, este vale, sunt urcușurile și cumurișurile vieții, un destin pentru fiecare. A intrat într-o oarecare stare de nervozitate după ce a ieșit, după 16 ani și 2 luni, el a fost condamnat la
43 de ani, cu floarea vârstei ca profesie, dăduse cele mai bune cărți pe atunci în psihologie. Și acum ar fi vrut și a și scris, s-a luptat și a scris în continuare cărți, multe cărți, dar cred eu totuși că n-am mai avut, dacă n-ar fi fost această perioadă, destinului științific. Și Constantin, noi cam impresia că regreva cumva perioada de detenție a lui Mircea Vulcănescu și din perspectiva aceasta a creației. A fost o mare pierdere. A fost o mare pierdere pentru cultură. Fără de și sigur, da, Mircea Vulcănescu și-a asumat și, cum spuneați, nu purtând supărare, cuvintele acelea celebre ale lui, să nu ne răzbunați, arată tocmai că au înțeles această cruce pe care o primise. Domnul Nicolae Mărgineanu a mai realizat filme cu deținuți ai închisorilor comuniste. Întâlniri cu un Sfânt Părinte, aveți cine credeți. Părintele Arsenie Boca, un documentar de Vechia lui Nicolae. Pentru mine poezia mi-a plăcut foarte mult și îmi place foarte mult să fac film, să joc pe scenă. Dar astea sunt lucruri care nu depind întotdeauna de mine. Depind de foarte mulți din jurul meu. Pe când să mă adâncesc în universul unei poezii, mai ales când vrei să evadezi puțin din lumea noastră reală, te ajută extraordinar de mult. Adică dacă deschizi cartea Eminescu, să zicem, ești odată în alt univers, în altă vârstă, în altă stare spirituală, care te ajută să depășești sau te îmbogățește enorm. Pe mine, eu pot spune chiar că mă salvează poezia, pentru că am foarte multe întâlniri cu spectatori ca dumneavoastră și simt că poezia este dorită, este cerută. Și îmi face foarte bine. Fac foarte bine aceste întâlniri. Tocmai pentru că putem să putem singuri, fără să depindem de alții, să ne înconjurăm de alt univers, cel pe care îl vrem, Eminescu sau... Ce minunat este în momentul ăsta să ne gândim la cei care... Ce bine le facem lor și mai ales sufletului nostru. Eu zic că este un mare folos din când în când să deschizi o carte și să rup puțin cu realitatea din jurul tău. Asta simt eu. Mulțumim. De ce a rezistat tata așa de mult în închisoare? Își ținea singur conferințe, să plimba și vorbea cu voce tare. Cinstită decât heroinii și mai